Acest program este interzis persoanelor sub 18 ani. Salutări, salutări! Ștefan sunt! Gogo sunt! Și bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Vapat. Astăzi stricăm lanțul slăbiciunilor și al podurilor reușite sau nereușite și vă aducem în vedere sau în discuție sau în colimator un produs foarte ok. Device-ul bun pe care vi-l prezentăm este Inokin Tendura sau Endura. Endura T18-2. A fost și un T18 și un T altceva, prim, da? T18-1 a fost prima variantă, practic. Prima variantă. Endura, prima variantă. Ca de obicei, ei au păstrat treaba asta cu igienă, cu capac, se simte mâna lui Dimitri și al lui Busardo. Mi se pare că e foarte ok. Muștucul e foarte subțire, ca la țigară, nu discutăm de un burlan. Finish-ul e foarte bun, fie că discutăm de varianta neagră sau cea în gradient stainless, cum vreți voi. Butonul are o mică indentație care se mulează perfect pe deget, îți arată starea de încărcare a acumulatorului, reglezi aerul la el prin mufă, la primul nu se putea regla aerul, dar era foarte bun. Rezistența este sus, aproape de muștuc, dar nu frige și căpăcelul ăsta magnetic de protecție stă foarte bine jos. Are niște miliamperi și anume m-aș hazarda pe la 1500, dacă nu mă înșel. Hai să vedem dacă ne scrie pe cutie. 1300. 1300, da. Cu tank prism T18-2, cu două coiluri de 1,5, capac magnetic și o-ring-uri și tot ce mai aveți nevoie. De ce e bun produsul? Pentru că Inokin a făcut o treabă foarte deșteaptă. Și anume l-a luat pe Busardo și pe Dimitri, doi vapor cu ștate vechi, care știu ce înseamnă metele, știu ce înseamnă un produs bun și cum ar trebui să dea. Noi am discutat cu ei în urmă cu ceva vreme și aveau niște concepte de astea foarte în regulă. Bă, și au tot progresat. Inokin, de când i-au luat pe ăștia doi, au tot progresat. Au scos... Și au progresat în partea asta de metele. Da. Pentru că eu eram disperat, adică, cum frate, de 3-4 ani de zile, de când am atomizorul ăsta? De 4 ani de zile. Măcar. Bă, de 4 ani de zile eu să folosesc un atomizor de metele. Și vorba aia, să le încerc pe toate, Vandi, vape și alte. Bă, și se vede că e mâna unui om care știe, pentru că pachetul e complet. Pachetul. Bă, nene, are nevoie de o-ring-uri, dă-i o-ring-uri, dă-i cablu, dă-i rezistențe, dă-i tot ce are nevoie. În afară de lichid, că ăla ți-l alegi tu. Și se mai vede mâna unui om care știe ce înseamnă să fii vapor la început, pentru că ai direct, mare, frumos, pe prima copertă când deschizi pachetul, instrucțiuni de folosire, numele fiecărui componentă, ce trebuie să-i faci ca să meargă, specificații tehnice, tot ce ai nevoie să știi despre dispozitiv e aici. Vezi, înainte să vezi produsul aproape sau în același timp, tot. E făcut cu cap. Tot, băi, e bine. Rezistența, elementul de încălzire în partea de sus, pentru că nu o să-l inunde, da? E deșteaptă treaba. Exact. La un moment dat toată lumea îl întoarce așa. Oamenii îți dau până și încă un muștuc de rezervă, că știu că se pierd muștucile astea. Bă, n-am ce să spun, este o... Și se simte foarte bine muștucul ăsta, subțirele puțin. Și ăla sfârc se simțea bine de la ei, de la Inokin. Da. Bă, deci e o companie care face progrese foarte mari cu fiecare produs în direcția de metele și Langenhel, că și rezistențele lor de Langenhel sunt bune. Swag-ul, alt mod foarte bun, Revenger, foarte bun. E de la Vaporeso. Vaporeso. Ah, ăștia sunt Inokin, pardon, i-am confundat. Auzini. Da, amândoi. Tot pe acolo. Amândoi, Vaporeso și cu Inokin. Sunt Vaporeso nu prea au atomizoare. Vaporeso nu prea au atomizoare, au nărgăurile alea, parcă. Da. Și nu Vaporeso, au de metele. Nu au de metele, au ceva de metele, dar i-au dezvoltat foarte mult gama pe moduri. Lux și alte tâmpeni ce-au mai făcut. Ăștia, practic, nu au prea multe. În afară de croma aia cu baterie inclusă, da. Mod cu o singură baterie 18650 nu mai au. Nu. Deci nu mai au. Mai au protonul ăla cu două baterii și atât. Hai să-l vedem mai îndeaproape. Hai. Salutare, prieteni. Aici, Gogo. Avem astăzi o țigară nouă de la Inokin. Pe numele ei Endura T18. Da. Ah, ok. Aici scrie. Au trimis și un atomizor separat, să vedem ce cu el, dar o să ne concentrăm pe țigară. Pachetul conține o țigară electronică care are 1300 de miliamperi bun, un atomizor prism 2, două rezistențe de 1,5, un capac, o ringuri și așa mai departe. Hai să vedem întâi. Scoatem asta de aici. Și la accesorii
cablu, un moștiuc și niște garnituri și încă o rezistență, da? Să punem și pe asta, să ne mai uităm puțin la ea, niște manuale și celelalte chestii le știți deja de la alte moduri. Avem aici niște instrucțiuni despre cum se umple și cum se folosește țigara asta. Și este foarte interesant pentru că avem de a face, vedem aici, un top fill. Ok, aici ne anunță cât ține bateria și aici informații despre cum se pornește. E un model albastru cu argintiu, Ștefan l-a păstrat pe la negru, cred, parcă mi-a plăcut mai mult. N-am ce să-i zic, e mai vechi în branșa review-urilor. Țigara. Butonul este puțin intrat în interior, așa, nu știu cum să-i zic. Se mulează pe deget, pe apăsare, reglajul de airflow. Putem să-l deschidem și să-l închidem. Portul micro USB și clarul mizorul. Clarul ăsta vine cu un capac magnetic care are rolul să protejeze moștiucul. Moștiucul care e un moștiuc 510 normal, iese cam ușor, aș prefera niște garnituri mai țapene. Capacul, după ce îl scoateți de aici, puteți să-l lipiți aici. Am constatat eu. În altă parte nu mai merge, dar aici merge și este chiar ok. Oricum, eu era să-l pierd câteva ori, așa că aveți mare grijă. Moștiucul, un 510 slim fit, așa. Se simte foarte bine la buze. Încărcarea se face destul de simplu prin partea de sus, dar trebuie să țineți bine de Claro, că are tendința asta să iasă de pe baterie. Da? Practic, țineți de el, deșurubați top cap-ul și l-ați încărcat, da? Pe margine. Este super simplu. Încă o chestie importantă, airflow adjust-ul ăsta este pe baterie, da? Nu este pe Clearo. Aerul intră în Clearo pe aici, pe găurelele astea, da? Prin MOFA 510. Ok, vreau acum să vă arăt și rezistența, interesantă rezistența, nu știu dacă, sper să se vadă până acolo, să facă ăsta focus. Rezistența este practic în partea de sus. Da, e undeva pe aici, își trage lichid de aici și este aici. Ștefan a desfăcut una și avem un dual coil și încă o rezistență e mai jos. Da, deci avem una jos, una sus și bumbac. Rezistențele sunt pe bumbac cu o nichelină foarte subțire. Ok, păi cam asta e cu Endura. Hai să mergem înapoi pe mare și să vorbim și cu Ștefan, să vedem cum este, ce aromă dă și care este producția de abur. Bun, acum că Google v-a arătat modul de gradient mai îndeaproape, băi, mă simt bine vorbind despre produsul ăsta. Sunt fericit să vi-l arăt. Și spun sincer, merge. De când n-ai mai avut un băț? De foarte mult timp n-am mai avut un băț. Ultimul băț bun. E alta senzația cu un băț. Ultimul băț bun, care merită notat, nu numai Endura, că tot ei l-au făcut și au făcut în gama aia, dar n-am, cum să zic, nu erau destule rezistențe pe piață, nu erau ceva. Ultimul băț bun, comercial, popular, a fost IO. Da. Și IO în continuare se vinde și merge că da, motive. Da, cam fierbinte, cam... E cam fierbinte, asta e bun. Și uite-te, eu mai am un bec din baterie, ceea ce înseamnă că e gol. Și tu la fel, da? Și în continuare merge bine. Da, merge foarte bine. Băi, îmi place. Recunosc, până acum nu am, m-am gândit, mi-am spălat moștiucele, nu am vapat de pe jos și altceva. Dar trebuie asta să-i pui ceva. Știi că tot timpul când îl pui în buzunar, în geantă, exact, în ceva, se strânge în moștiuc. Acolo. Și trebuie să-l ștergi tot timpul. Și-i pus ăsta. Ok, că o să-l pierzi, dar bă, gestul contează și e o chestie. Dar bineînțeles. Bineînțeles, nu. Eu sunt surprins de cât de bine merge cu bateria descărcată și sunt surprins de faptul că n-am făcut decât să tot lichid în rezervor, să-i pun un pic pe rezistență și a luat-o. Nu mi-a dat gust de ars, n-am stat să-l aștept. N-am... Și e puțin grosuț lichidul nostru. Și e grosuț lichidul nostru. Mm.
Eu tot trag din el să-l alimentez, dar din obișnuință, nu din știu obișnuință, de ce. N-ai nevoie. Nu. N-ai nevoie, merge foarte bine, merge foarte bine. Și este un mod, este un mod, este un dispozitiv extraordinar pentru începători. Ești un fumător de un pachet de țigări pe zi și vrei să te lași de fumat cu ajutorul țigării electronice, îți iei jucăria asta și ai tot ce ai nevoie. Baterie, TH, putere, reglaj de aer, comoditate, simplitate, igienă. Pachet complet, instrucțiuni de folosire, nici n-ai nevoie să-l întrebi pe vânzător prea multe. Au poze. Bă, nene, au poze pe el, îți arată să-l ce... Faci, să-l faci să curgă. El se alimentează perfect, sunt 12 ditai găurile de alimentare și rezistența în partea de sus, deasupra exact. Lor. Exact. Nu, e o surpriză foarte, foarte plăcută, îți spun sincer. Foarte plăcută și în același timp e atât de bine realizat încât nu ai... Ce să-i reproșezi? Sigur, finish-ul pe inelul de aer la varianta neagră e diferită de finish-ul bateriei. Nu știu de ce am făcut treaba asta. Da, și tu l-ai la fel. Și la cred atomizoarele că... Zenith pe 22 au inelul de aer tot cu finish-ul ăsta mat. Cred că e o treabă gândită. Nu știu, să nu alunece, să nu ceva? Cred că e o treabă gândită, da. Bineînțeles, poți să-ți pui și alte atomizoare de 19 mm pe el. K3? Un K3 și n-ar da rău nici ăla. Da, merge bine. Merge bine. Merge bine. O, merg bine. Sunt produse spalate, sunt gândite, sunt... Sunt lucrate. Și Inokin și investește în asta și cere. Adică, uite, să vă spun o chestie, fapt real. Noi primim produsele de la Inokin, dar sunt niște băieți la care noi suntem afiliați, vaper.eu. Și vezi că după ce le-am primit, trebuie să mergem să le vapăm și să dăm raportul la ăia. Uite, asta e așa, asta e așa, asta e cum. E bine, nu e bine. Nu le-au trimis și au uitat de ele, nu? Asta e. Că sunt o grămadă, sunt chinezii doar în ora 5 când pleacă acasă la ei acolo, în Shenzhen. Pa, și-a trimit niște chestii, efectiv, îi doare în fur. Da? Da. A trimis-o, da mă, e gata, dar nu se trimit eu la review. Fă review, cum? Și aia a fost. Și eu vin aici și spun, da mă, niște gene, niște alea, niște alea. Și aia a fost. Și aia a fost. Unii mai traduc, se mai prind după fețele noastre și nu mai trimit. Da. Unii. Da, da. Dar nu interesează să îmbunătățească produsul. Asta eu vreau să trimită ca să le dau feedback despre ele, ca să vă spun vouă că e bun. Nu să fac colecție, că nu facem colecție de moduri și de... Ați văzut, majoritatea le facem giveaway-uri și le dăm și facem giveaway-uri cu câte 7-8 mii de premii. Da, mai dăm de ele mai... Adică sunt foarte puține ce am păstrat. Da, și le-am păstrat pe alea care chiar ne-au plăcut și au meritat. Nu, cred n-am făcut un clip negativ la unul și am păstrat produsul. Am zis noi, ca, e nașpa. 3, maxim 4, nu știu. Nu, și așa nu le știu. Exact. Da, ne place foarte, foarte, foarte tare jucăria asta. Acum ne-a plăcut și prima de altfel. Și vopsea, uite pe ăsta cum e și gradientul. Da, e foarte bine. Foarte bine. Sincer, foarte bine. Da. Da, bravo. Bravo. Du-te, a murit bravo. Un drac. Da. Deci, Inokin Endura T18-2 primește un mare like din partea Academiei și vi-l recomandăm cu dragă inimă. Dacă vreți un kit simplu, ușor de folosit și care face treabă foarte, foarte, foarte bună, ăsta e. Nu știu asta cât costă, produsele Inokin sunt cu 10-20% mai scumpe decât scumpe. Concurența, dar din punctul meu de vedere... Din punctul meu de utilizator, de au investit Inokin, în ce trebuie. Merită. Da. Merită. Clar. Da. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like la acest clip, să ne spuneți și nouă în comentarii părerea voastră despre jucărie, dacă ați pus mâna pe asta, dacă vi-o doriți sau dacă orice. Și toate cele bune. Vă pup! Pa! Pa!